omul care să fie arătat că e de vină pentru dezastru care există în momentul de față în țară, pentru că până la urmă asta s-a dorit. Îmi amintesc foarte clar gesturile pe care le făcea Traian Băsescu și vorbele prin care ne invita la guvernare. Toți știau că vom ajunge aici. Acum nu au decât să suporte acțiunile sau inacțiunile lor. Deci, din punctul meu de vedere, noi, sau din, nu al meu, al liberalilor, foarte clar ar fi trebuit reducerea taxelor. Asta am spus-o și o spunem și acum, ceea ce sună bizar. Apropo, în momentul de față sună bizar. Apropo, dacă ați văzut aseară după cuvântarea conducătorului iubit, cu ghilimele de rigoare, imediat a fost un interviu cu Tăricianu. Deci Tăricianu a avut o poziție foarte clară de acuzațiile care s-au făcut. Practic, guvernarea Tăricianu ar fi de vină acum, pentru situația... Nimeni nu i-a încurcat să ia măsurile corespunzătoare astfel încât să redreseze. Să fie foarte clar, un om, sau, mă rog, un om, extrapolez și spun un guvern capabil, în condiții de criză, rezolvă probleme. Aici se vede valoarea, aici se vede valoarea clară a guvernului. Nu are valoare, îmi pare foarte rău. Deci nu știu ce să fac. Păi acum auziți, Aline, cu permisiunea ta, cine șeful guvernului? Păi eu nu sunt. Pentru că pe Boc, de Boc în de vreo 3 zile ca fotbaliști, au intrat în silențio stampa, sau nu știu cum se spune la politicieni. De 3 zile ăsta nu mai apare. Domnul prim-ministru Emil Borș a pierdut credibilitatea. Domnul președinte Băsescu a sesizat foarte bine. Dacă ieșa seară premierul să anunțe acest program de măsuri, n-ar fi avut niciun fel de credibilitate, trebuie să luau un râs și gazetarii și media spunea, domnule, ăsta a venit să facă lume seara la televizor. Și a pierdut, din păcate, toată credibilitatea câștigată ca primar al Clujului, tocmai pentru faptul că ceea ce a spus, ceea ce a promis, ceea ce a afirmat, s-a dovedit, de fapt, praf aruncat în ochii oamenilor și oamenii nu mai cred, în primul rând, în primul ministru actual, și în acest guvern. Nu, dar interesant ce a spus dumneavoastră. Dacă apărea seara ăsta, zicea că e la Cascadori Râsului, da, la Cronica, la Mondeni sau la Cronica Cârcotașului. Exact. Deci de-aia o ieșit domnul președinte. Era singura autoritate care putea, prin poziția de prim om în stat, să anunțe acest program dureros de măsuri. Eu acum vă spun și o chestiune, că sigur informațiile mai vin pe surse. Nu știu cât e de interesantă sau ar interesa. Ieri după ce a fost emisiunea, adică cuvântarea la televizor, briefing că, de presă, bun, ce a fost? Briefing. Da, instituțiile de forță ale statului român au intrat într-o procedură mai specială. Deci... Nu te cred. Ei spun că nu e adevărat. Am vrut să mă informez. Păi, o informație venită pe surse. Deci... Adică nu, ei au spus, nu pot să spun, ei au spus că nu există asemenea ordin venit. Pe surse ne-a spus și eu că pe surse uită informația. În sistem și cunosc cum funcționează. Știi, trebuie să spunem și varianta lor, că așa e frumos, nu? Așa e elegant, așa e deontologic. Păi nu o să recunosc. Mama e deontologie. Dar e informație, sigur, bă, în condițiile în care se anunță dezastru țării, sigur, aia trebuie să fie mai atent, mai vigilent. Da, domnul Prat, da, indiferent ce se va întâmpla, eu am rezerve, sincer să vă spun, că aceste măsuri anunțate vor fi și aplicate. Am rezervă în a afirma acest lucru, făcând recurs la memorie și cunoscând capacitatea acestui guvern de a implementa un astfel de set de măsuri. Sunt probleme instituționale deosebit de grave și de greu de parcurs. Dați-vă seama, trebuie implicat Parlamentul în luarea acestor decizii. Nu că vor fi contestați în instanță, ele se vor rezolva probabil peste 6 luni, un an de zile, când deja va trece efectul aplicării imediat a acestor măsuri. Din nou, domnul dar Rosu, va din nou fi foarte greu de implementat aceste dar vreau măsuri. Să spun un singur lucru. Domnul Botiș, și revin la declarația domnului Botiș, eu am întrebat de mai multe ori, pentru că probabil că eu sunt redus puțin, despre ce este vorba, dar mi s-a spus practic că nu este vorba de diminuarea salariilor și pensiilor, ci a fondului de salarii și pensii, ceea ce e cu totul altceva. Și care e diferența? Când omul ia mai puțin la leafă? Nu este totul altceva. Ce înseamnă asta? Deci să poate lucra pe ordonanță, da? Nu diminuează numai salariul de bază, diminuează și sporurile. Deci, asta e tot. La pensie nu mai e nimic, e foarte clar. Pensia e una singură,
se diminuează 15%, da? Domnul Rusu, dar încă o chestiune. E interesantă o formulare. Aseară eu am ascultat cuvântarea. Deci, spunea cam așa. Deci, o reducerea indiscutabilă cu 25% a salariilor bugetarilor. A cost bugetarilor din România. A tuturor bugetarilor din România. Și se mai are în vedere. Formularea președintului așa e, ca să-i dăm totuși. Da. Să mai are în vedere reducerea pensiilor. Deci reducerea pensiilor cu 15%. Deci, asta a fost nuanța. Și a mai spus ceva, că această reducere cu 15% a fondului de personal de cheltuieli cu salariile se aplică pe perioada de 6 luni de la 1 iunie, perioada în care ordonatorii de ministere, șefii de instituții trebuie să facă reducere de personal care în 2011 să păstreze același nivel al fondului de salarii. Ca să poată crește în 2011, ați reținut salariile. Deci ideea este următoarea, în 2011 să revenim la salariile de astăzi, la bugetari, dar fondul să nu crească prin... Prin concedieri, practic. Prin să spunem, restructură da. Și reducere de personal. De asemenea, în ceea ce privește pensiile, guvernul, citesc din domnul președinte Traian Băsescu, guvernul va menține transferul de 1,7 miliarde de euro, lucru spus și de domnul Botiș astăzi, la fondul de pensii, dar pentru a acoperi pensiile la nivelul actual și numeric și ca nivel de plată, ar mai trebui circa încă 500 de milioane de euro care nu există. Avem, da. Este previzibil o scădere a pensiilor cu 15%. Este previzibil. Deci eu spun acum din Traian Băsescu. Ajutorul de șomaj se va reduce cu 15%. Da. Toate salariile vor fi afectate cu 25%, inclusiv salariul minim din sectorul bugetar. De salariul minim pe economie care va fi luat în considerare este salariul din sectorul privat. De 600 de lei. Și dacă prin diminuare de la 75 lei cât este el în sectorul bugetar cu 25%, ajungem la sub 600 de lei. Acum, în mod sigur, stimați comeseni din această seară, nu va fi o reducere, după părerea mea, automată de 25% tuturor salariilor. Da. Probabil va fi o reducere progresivă, salariile mai mari se vor reduce probabil cu mai mult în sectorul bugetar, fiindcă dacă calculăm reducerea de la 700 la 600 a salariului minim în sectorul bugetar, dar cum a spus domnul președinte, la nivelul salariului minim din sectorul nu este 15%, de la 700 la 600. Corect, deci da. Salariile mai mici sau veniturile mai mici se vor reduce cu o pondere mai mică, iar retribuțiile mai mari, probabil peste 1500 de lei, se vor reduce într-o proporție mai mare. Nu va fi unitară reducerea. Da? 25% la toate domnul Rusu, la măsurile astea care se iau, indiscutabil că aseară am văzut iar o chestie interesantă, că lăuda sectorul privat. Bine, că ea, nu știu ce, anul trecut s-au pus ei pe picioare. Vai de noi, sector privat. Eu mi-am dat seama. Dacă creșteau fiscalitatea la 24% TVA-ul sau 25% și impozitul și tota unită la 20%, se închideau jumătate din... Auziți, eu cred că asta a fost comparația, nu știu acum, cât a fost de potrivită și de plastică cu omul gras și omul slab. Da, bine, asta... Zice, pomul copt și... omul gras ăsta, probabil ar să spui că verde nou ratul. Da, omul gras sunt bugetarii, iar sectorul privat e ăla slabul care abia mai tărește. Dar până la urmă spui problema. Dom'le, dacă ești la guvernare, dar nu e chestiunea asta până la urmă. Totuși, mă refer la domn președinte. Dânsul e al 7-lea an, când chiar n-are nicio răspundere pentru situația în care a ajuns România. Bineînțeles, că o are și știe foarte bine lucrul ăsta, dar nu vreau să vă uitați ideea dinainte. Cum ăla, nu dau cu parul, pe datele Comisiei Naționale de Statistică, domnul Cordoș, în 2009, salariul mediu în sistemul privat a fost 1780 de roni, iar în sistemul public 2310 roni. Păi, Igor, cum sunt mai mulți bani în sistemul public, nu? La adică, privat, eu lucrez la privat. Eu lucrez în sistemul privat. Domnul Rusu, vreau să pun o întrebare. Faptul că vor fi afectați pensionarii și bugetarii în general, nu va lovi măsura asta și sectorul privat? Ba da, va lovi, că va reduce consumul. Normal că va reduce consumul. Este o măsură, dar varianta cealaltă de creștere a fiscalității ar fi lovit și mai rău. Și mai rău. Ar fi lovit și mai rău. Celul. Facem pauză. Nu, nu, facem pauză. Pentru că... Problemele sunt prea grave. Da. Să ne aducem, fiindcă aici vor mai evolua lucrurile. Tânăr și neliniștit. Da, Gelu se uita la domnul Boc. Da. Ne vedem antena 3. Nu, vedeam pe Boc în spate. Domnul Todor, probabil că aici lucrurile se vor mai...